Bună seara, doamnelor și domnilor! Invitatul nostru de astăzi este directorul general al Companiei de Cercetare Sociologice IMAS, domnul Doru Petruzzi. Domnule director, bună seara și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara și mulțumesc! Domnule Petruzzi, eu astăzi dimineața am postat anunțul cu pagina mea de Facebook că am ocazia și onoarea să fac emisiune cu dumneavoastră și la un moment dat apare acolo un comentariu. Ceva de genul că sondajele sale nu sunt prea credibile. Eu nu am voie să sar în apărarea invitațiilor în mod public, orice ar zice cei care comentează, dacă nu sar calul, bineînțeles. Iată, tocmai de asta eu aș vrea să începem cu următoarea întrebare. De câte ori, de-a lungul carierii dumneavoastră, de când efectuați aceste sondaje pe teritoriul Republicii Moldova, vi s-a întâmplat să vă puneți mâinile în cap atunci când cifrele din studiile dumneavoastră nu coincideau nici pe aproape cu rezultatele oficiale ale alegerilor, studii care erau efectuate în ajun de scrutinile respective. Asta s-a întâmplat foarte des sau o dată, două, trei, patru, nu știu. Nu, în 22 de ani de activitate nu s-a întâmplat niciodată și există proba tuturor sondajelor realizate înainte de alegeri și comparațiile cu rezultatele înregistrate la alegeri. Lucrul ăsta se poate face foarte simplu pe site după fiecare tur de alegeri. Avem analize în care se văd prestațiile, nu doar ale noastre, ale tuturor companiilor sociologice, cu estimările date înainte de alegeri și rezultatele înregistrate la alegeri. Da, astfel de opinie există pentru că, din păcate, avem o piață de cercetare la care astfel de rezultate arată diferențe mari, foarte mari și asta este, ăsta e mediul în care trăim. În momentul în care piața asta are diferențe de peste 10%, iar la unele alegeri 17% între sondajele prezentate public și rezultatele de la alegeri, înseamnă că avem o problemă și din punctul ăsta de vedere, percepții sau opinii de felul acela, e normal să existe. Există însă și studii care au o precizie bună, chiar foarte bună. Iar probele sunt foarte simplu de văzut și analizat, inclusiv media după fiecare tur de alegeri. Poate analiza și vedea, avem o arhivă cu toate sondajele publicate în fiecare an, în fiecare lună. Și oricine vrea să se aplece asupra acestui subiect poate vedea chiar și pe parcurs ce casă de sondaje încurajează sau numiți cum vreți acest lucru un candidat sau un partid politic. Lucrurile astea se văd și, sigur, în piață și în mediul politic lucrurile astea se și știu de altfel. Dar pe bune, de ce așa de mare uneori diferențele dintre anumite datele unor anumite sondaje și rezultatele scrutinilor? Sunt mai multe tipuri de explicații. Lucrurile trebuie înțelese legate de piața de cercetare. Cercetarea e un serviciu care costă. Are costuri asociate și nu mici. Fiecare companie investește diferit în calitatea informației pe care o culege. E ca și cum v-ați cumpăra o mașină sau mergeți la frizer. Da? Într-o parte costă atât, într-o parte dublu sau mai mult. În principiu, toate mașinile merg din punctul A în punctul B, dar prețul lor, calitatea și tot felul de parametri sunt foarte diferiți și atrag costuri foarte diferite. Suntem pe o piață mică, cu doar câteva companii care au mai mult de 10 ani de experiență. E o chestiune și de pricepere, dincolo de investiție și apoi, sigur că, din momentul în care faci sondaje care au diferențe atât de mari, dacă vorbim despre cele sociopolitice, deși se poate vorbi și despre altfel de studii, unde abaterile de asemenea sunt destul de mari. Vorbim de o piață cu câteva companii și cu o experiență incomparabil cu companii internaționale care au zeci de ani de experiență. Dar dincolo de asta, sigur, există parametri după care oricare sondaj, cineva cu experiență, chiar și noi, ne dăm seama imediat când lucrurile derapează într-o parte sau alta și factorul politic cel mai probabil intervine
și face ca anumite sondaje care n-au legătură cu calitatea, cu n-au un corespondent real, ajung să fie publicate. Din păcate, nici mass media nu reușește să facă de foarte mult timp nicio filtrare a lor. E o piață nereglementată. Eu sunt de foarte mulți ani contra tuturor din piață și solicit în permanență o reglementare, dacă se poate cât mai dură. Dar, din păcate, acest lucru nu este susținut și de alții din piață. Dar ce înseamnă reglementare? O oarecare reglementare încearcă să facă și CEC-ul acum pe sondajele politice din perioada electorală. S-ar putea ca CEC-ul să facă un abuz foarte mare de putere, pentru că toate dezbaterile care au fost până acum pe tema asta, din păcate, regulamentul propus de CEC, cel puțin în forma la care s-a discutat săptămânile trecute, arată a abuz și a control politic și arată că CEC-ul nu-și mai aparține, de altfel. O să vedem acest regulament. Noi am scris 10 pagini de observații și recomandări pe marginea acestui regulament, pentru că Moldova riscă să aibă în perioada electorală ori doar sondaje aprobate de putere și convenabile puterii, ori chiar să nu aibă niciunul din cauza birocrației excesive și a condițiilor pe care CEC-ul încearcă să le impună. Sigur, dar încă o dată eu sunt adeptul unei reglementări, fie ea și minime. Nu cred că reglementarea aia trebuie făcută de CEC. Acolo nu există expertiză pentru așa ceva. Nimeni din piață nu înțelege de ce reglementările astea trebuie să aibă loc la CEC. Dar o să vedem. O să vedem cum va arăta acest regulament supus votului în prima lectură, probabil peste câteva săptămâni. Ce a ținut de noi, din punctul nostru de vedere, ne-am expus cu argumente, cu expertiză, ce cum merge până într-acolo încât, conform actualei forme de regulament, actualei propuneri pe care CEC-ul are, ei nu vor aproba niciun fel de studiu finanțat din exterior, nici măcar studiile care noi, de exemplu, le-am efectuat pentru ei, pentru organizațiile internaționale din care CEC face parte și se fac studii preelectorale și postelectorale și, sigur, organizații internaționale care nu o să-și deschidă un SRL în Republica Moldova doar pentru a finanța un studiu. Sunt acolo mai multe derapaje, încă o dată 10 pagini de observații și recomandări, nu-s puține. Eu deocamdată sunt pe ideea că există bună credință și va fi o abordare profesionistă a acestui domeniu. Dar eu cred că există și riscul ca cu 3 luni înainte de oricare fel de alegeri, actuala putere să nu fie deranjată de niciun sondaj. Dacă nu se întâmplă asta, iată, noi spuneți dumneavoastră, noi la toamnă avem aceste alegeri, locale generale. Știți sigur că le avem? Da, cei reprezentanții guvernului, de exemplu, ieri la noi vicepreședintele PAS-ului a fost la emisiune, domnul Lilian Carp, l-am întrebat dacă se discută pe undeva, pe la voi, pe acolo sus, despre o probabilitate de amânare, chiar, Doamne ferește, anularea scrutinului, a zis că este o aberație. Scrutinul va avea loc pe 5 noiembrie, spune dumnealui. Așa, deci... Înseamnă că în toamnă vom avea o perioadă electorală. Tocmai de asta, voiam să vă întreb. Ca de obicei, în cadrul oricărui scrutin, vom avea primele 4 știri, vor fi așa. Maia Sandu a efectuat o vizită, Igor Dodon a comentat, Andrei a majorat prețurile, iar sondajele arată. Tocmai de asta vreau să vă întreb, având atât de multe sondaje, câte case de sondaje avem noi cu angajați care într-adevăr merg în teritoriu, vorbesc cu oameni, nu le scriu acasă singuri, nu le inventează după 200 de whisky. Pe bun, câte sunt? Sunt 4-5 companii mai mari și care au cât de cât un istoric. Ca pe orice piață, există și companii prin tot felul de garaje și laptopuri și așa mai departe. Din păcate, și astfel de așa zise produse sociologice ajung să fie publicate și ajung să fie distribuite în mass media, pentru că, încă o dată, nu există reglementare și nu se respectă lucrurile chiar și elementare.
Și dumneavoastră, ca orice altă instituție media, sunteți obligat ca la publicarea unui sondaj să anunțați un set minim de informații. Cine a realizat, cine a plătit, volumul de eșantion și așa mai departe. Noi avem o companie sociologică pe piață, nu o să-i dau nume, chiar dacă e una concurentă, dar care de 7 ani, rețineți, de 7 ani, de la fondare, da, în permanență a făcut sondaje sociopolitice din fondul propriu de marketing. Deci din banii companiei. Cum vi se pare lucrul ăsta? Timp de 7 ani, da? O treabă care vă spun că nu costă puțin. Da? Deci e o încălcare a actualelor reglementări și nimeni nu pățește niciodată nimic. Nici mass media, nici compania respectivă. Și atunci, sigur că ne întrebăm de unde au oamenii percepții legate de neîncredere în sondaje și lipsă de transparență. Vă mai dau un alt exemplu. În 30 de ani, în Republica Moldova a fost un singur partid care și-a asumat finanțarea și publicarea sondajelor sociopolitice. Un singur partid. În rest, ce să înțelegem? Că partidele și politicienii nu-și comandă niciun sondaj? Cine nu vede problemele astea? Ce cu societatea civilă? Sunt la vedere. Uitați-vă în toate rapoartele CEC. Vedeți câți bani declară, începând cu PAS și terminând cu ultimul partid înregistrat, câți bani declară fiecare în rapoartele pe care trebuie să le dea legat de cheltuieli de cercetare sociologică. Zero. Apropo, domnule Petruțiu, eu tot am ocazia să vorbesc cu foarte mulți politicieni și în afara camerei și mulți îmi spun mie care sunt datele sondajelor interne potrivit studiilor comandate de către ei. Doar că eu niciodată nu i-am întrebat pe niciunul dintre aceștia cât costă un sondaj serios. Iată, de exemplu, ca cel al dumneavoastră prezentat astăzi despre care acum discutăm. Sondajele au costuri foarte diferite pentru că au parametri diferiți. Mm-hmm. Vorbim de chestionare de 5-10 minute sau de chestionare în paralel cu acest studiu. Noi derulăm acum un sondaj care are peste o oră. Chestionar peste o oră la care persoanele chiar primesc un cadou pentru timpul și efortul pe care îl fac. În cadrul sondajelor sociopolitice nu este cazul de așa ceva. Sondajele sociopolitice se fac doar din bunăvoința și din dorința oamenilor de a participa și rata e chiar de câțiva ani e foarte ridicată. E mai rata de succes, rata de participare la sondajele sociopolitice în Moldova e mai mare decât la alte studii pentru că oamenii chiar vor să-și verse năduful și chiar au foarte multe de spus și sigur, percepția timpului în timpul unui sondaj sociopolitic, timpul trece foarte, foarte repede pentru că oamenii au multe de spus. Sondajele interne despre care spuneți și care, sigur, au cu tot o altă finalitate decât ceea ce am văzut chiar și azi la prezentare în care se prezintă niște grafice, niște cifre. Acolo există recomandări strategice, există foarte multe explicații, foarte multe analize care, sigur, nu sunt pentru publicul general, nici nu le-ar înțelege, nici n-ar fi curios, cred că publicul general, informații pe baza cărora fiecare staff de partid poate să-și facă strategie pe 3, pe 6 luni sau pe o campanie. Acolo vorbim de studii care de multe ori vin cu suport extern, vin cu companii de consultanță din afară care solicită studiile respective și care ajută partidul sau candidatul X sau Y. Și aici putem vorbi despre bugete destul de mari, ce depășesc 10, 20, 30 de mii de euro, funcție de volum, funcție de complexitate. Dar putem vorbi și de sondaje de 3.000 de euro. Puneți 10 întrebări într-un sondaj, oricine poate face lucrul ăsta, plătiți per întrebare, 15 întrebări, 20 de întrebări într-un sondaj și bugetele pot să fie foarte, hai să zicem așa, rezonabile. Deci de la 3 la 30 de mii, fiecare studiu are, cum să zic, setarea respectivă. Dar sondajele telefonice pot fi luate în serios?
Depinde legat de ce domeniu. Noi am tot analizat prestațiile tuturor companiilor care au făcut sondaje telefonice, chiar și la ultimele alegeri, și ați văzut diferențe de 9%, chiar 10% față de rezultatul la alegeri, chiar și în ziua de vot. Aici lucrurile sunt foarte, foarte clare și, cum să zic, din păcate, companiile, până la urmă, fiecare iau decizii cum vor să doarmă și cum vor să activeze. Dacă forțezi lucrurile în ziua de vot și faci astfel de studii care din start știi că au șanse foarte mici de reușită și le faci doar pentru a arăta nu știu ce partid sau nu știu ce candidat, ați văzut inclusiv o experiență foarte proastă care afectează întreaga industrie de cercetare, inclusiv cea mai recentă legată de Găgăuzie. Ați văzut, nu s-au nimerit în acel așa zis exit poll, nu s-au nimerit nici ordinea candidaților, nici procentele, nici cine s-a calificat în turul 2. Iar aici deja nu mai e vorba de nepricepere, nu mai e vorba de... Aici e vorba de alte lucruri care ies și depășesc sfera de cercetare sociologică, ca să zic așa. Clar. Acum și începem să vorbim despre sondajul de astăzi, dar vreau să vă întreb ceva despre un eveniment despre care foarte multă presă sau o anumită parte a presei noastre discută de două zile încoace. Iată, mitingul ăsta din Piața Mare, adunarea națională al guvernării de pe 21 mai. Ceea ce ați văzut dumneavoastră acolo, inclusiv citind știrile, inclusiv poate urmărindu-l chiar, poate ați fost acolo prezent, nu știu. Pentru dumneavoastră, e ceva de ordinul care poate să vă lămurească în anumite chestiuni ce vizează opțiunile oamenilor față de guvernarea noastră? Numărul mare de oameni, drapele frumoase, scandări frumoase, aplauze furtunoase, clipurile astea video pot fi folosite ca dovadă în electorală, că noi suntem susținuți oameni buni. Iată dovada, o piață plină, soarele, atmosferă plăcută, cât de cât, sau mai mult decât cât de cât. Pentru dumneavoastră e ceva asta sau? Bun, mai întâi de toate că eu analizez lucrurile astea din perspectivă profesională și nu una personală, indiferent care sunt opțiunile mele la nivel personal. Sunt foarte multe lucruri de analizat așa, din punct de vedere tehnic și tehnologic legat de ce s-a întâmplat cu acest meeting, dar în primul rând ar trebui să ne uităm la faptul că PAS vine după 2 ani de guvernare, aproape 2 ani de guvernare și 3 ani aproape de mandat prezidențial, cu căderi semnificative și cu dezamăgiri, cu diferență foarte mare de legat de nivelul de așteptări versus cum au funcționat cele două guvernări, guvernul Gavrilița și Recean. Iar aici eu aș începe mai întâi cu plusurile, cu ce au reușit ei să facă prin treaba asta. De 2 ani de zile PAS-ul nu mai produce nicio emoție și asta a fost în afară de cele negative. Și asta a fost o problemă. Rezolvată parțial, cred că, cu acest eveniment. În sfârșit, PAS-ul a înțeles și, sigur, și prin studiile sociologice, că asta e o informație venită de acolo, a înțeles că oamenii au nevoie de o speranță, indiferent cât sunt de dezamăgiți, indiferent de prestațiile de guvernare, indiferent de războiul din Ucraina, așa, sau cu atât mai mult, cu așa context, oamenii au nevoie de o speranță. Speranța și, cum să zic, reinvestirea asta de încredere s-a dovedit, cel puțin deocamdată, că nu s-a putut face în dreptul forțelor de opoziție. Prestația celor din opoziție, noi îi vedem timp de 2 ani, nu au crescut spectaculos, nu s-au mutat votanții dintr-o parte în alta, în ciuda dezamăgirilor produse de cele două guvernări PAS. Așa că ăsta mi se pare un plus. Acum, cum s-a realizat chestiunea asta, sigur că lucrurile, mie mi se par foarte multe lucruri copiate
într-un mod, unele și mai reușit și mai nereușit față de alte meeting-uri și alte metode care s-au utilizat, inclusiv unde au stat cei care scandau, care aplaudau mai mult, cei care, ridicau masa, dar dacă faceți o analiză atentă, sigur că au fost mai multe categorii de oameni prezenți acolo. Ce n-am înțeles eu la ce folosește toată treaba asta, pentru că suporterii care au fost la PAS oricum, cu meeting sau fără meeting, cam tot acolo sunt. Cei care au fost aduși și prin diverse metode și constrângeri, nu cred că s-au bucurat de lucrul ăsta. Să arăți în extern, mi se pare o explicație subțire, pentru că externul, credeți-mă că știu despre ce vorbesc, are suficientă expertiză și suficientă informație să știe real cum stau lucrurile aici. Dar, dincolo de asta, e o dorință reală. Noi am mai văzut-o chiar și pe timpul premierului Filat. Și atunci foarte multe lucruri s-au legat de această speranță venită din extern. După care, sigur, oamenii au văzut că nu se guvernează, ba mai mult au văzut și alte lucruri și sigur că au revenit la agenda lor. Vedeți că chiar și în sondajul de azi, practic, sunt trei curente de opinie aproape în aceeași măsură distribuite. O treime, o treime și aproape o treime. O treime care spun, da, foarte bine, extraordinar, meeting, suntem europeni, alții zic că ai cam miroase a PR politic și acțiune, alții zic că e complet inutilă și se cheltuie banii statului. Deci suntem undeva pe acolo și sigur că nu trebuie să facem confuzie între Chișinău și toată Republica. Noi suntem, noi înțeleg în Republica Moldova, suntem rupți în trei tipuri de cifre împărțite pe zona de nord, centru și sud. Suntem mai multe feluri de populație și mai multe țări adunate pe un teritoriu extrem de mic. Extrem de mic, da, e o țară mică cu probleme mari. Oricât de paradoxal ar suna, diferențele sunt foarte mari. Și ultimul lucru pe care cred că e important de analizat e o încercare, până la urmă. Eu cred că lucrul ăsta se va vedea și cât va dura, de a plasa atâta timp cât... Și încă o dată, vorbim strict un pic așa, tehnologic și tehnic. Atâta timp cât rezultatele legate de guvernare sunt cele care sunt și tu ca guvernare ai, ca putere politică, ai probleme semnificative, atâta timp cât poți puncta doar pe aria externă și doar acolo există mai multe percepții și suport pozitiv din partea populației, e o încercare interesantă de a muta responsabilitatea și de a crea niște curente noi de opinie, la modul, băi, uitați, noi ne străduim, ok, e și război, e și aia, nici oameni nu prea avem, nici nu prea ne pricepem și așa mai departe, dar uitați că totuși rezolvarea o să vină nu neapărat de aici, de la noi și muncind noi, dar e o încercare interesantă de a plasa responsabilitatea asta și de a duce rezolvarea asta pe un actor din exterior care va veni și ne va ajuta și ne va da bani în continuare și o să ne rezolve toate problemele. Din punct de vedere sociologic, chiar dacă știu că ceea ce spun acum nu o să placă foarte multora din telespectatorii pe care îi aveți, moldovenilor le place asta. Le place rezolvarea asta. O să le placă rezolvarea ca altcineva să vină și să le... O mare parte visează la lucrul ăsta. Fie prin unire, fie prin banii veniți din exterior și așa mai departe. Numai că asta nu schimbă problemele de fond. Meeting-ul, summit-ul care urmează, care, sigur, plasează Moldova pe o hartă pe care n-a fost niciodată Republica Moldova și ăsta e unul din marile merite ale doamnei președinte, care trebuie recunoscut.
Dar asta nu rezolvă lucrurile pe intern. Și dumneavoastră vorbiți foarte interesant, dar asta nu rezolvă faptul că regizorul insistă să avem publicitate. Luăm, vă rog, câteva clipe, după care revenim. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnule Petruți, ați prezentat, deci, dumneavoastră astăzi un sondaj de opinie social-politic. Pe dumneavoastră nu v-a pus pe gânduri că el a fost prea puțin, să nu spun prea slab, mediatizat? Mediatizarea era altfel. Mediatizarea nu ține de compania noastră, asta e rolul presei, a analiștilor. Fiecare e liber să facă ceea ce dorește. Noi doar constatăm că odată cu schimbarea puterii, eu vorbesc cu subiect și predicat, cenzura din mass media e extrem de prezentă. Și tot ce a însemnat studii care făceau trimitere la percepțiile populației e un subiect sensibil pentru actuala putere și chiar și acum când pasul e pe creștere de 6-7%, ei fug de tema asta și de dezbaterile pe tema asta, deși știu în mod clar și în mod direct că studiile noastre sunt foarte atent analizate. Așa. Eu mi-am amintesc din anul 2005 încoace, de când sunt presă și mergeam la conferințele de presă ale celor care prezentau anumite sondaje, prima întrebare întotdeauna, cum credeți, lucrurile merg în țara noastră într-o direcție greșită sau corect? Eu nu mi-amintesc niciodată un sondaj unde lumea, majoritatea, să fi zis, da, uite, lucrurile merg într-o direcție corectă. Mereu într-o direcție greșită. Conform studiului dumneavoastră, e 60%. Asta nu așa ni însânge moldovenilor, tu mereu suntem nemulțumiți. Sau în țara asta, întotdeauna doar o parte a societății a trăit frumos și bine, iar restul a supraviețuit, oricine ar fi guvernarea. Dacă v-ați uita pe cum arată acest indicator pe o serie de date de 20 de ani, o să vedeți că imediat după, el are o formă foarte interesantă, imediat după alegeri, de obicei crește, direcția este greșită, da? Mm-hmm. Și tot crește, iar pe măsură ce ne apropiem de alegeri, cele două, în anumite momente, unul din ele în 2014, direcția bună a depășit. E drept că doar cu 2% a fost un raport 42-41, asta ca să vă dau și un reper când considerau că lucrurile mai degrabă merg în direcție bună. Sunt momentele în care oamenii își fac ceea ce noi numim reinvestire de încredere, da? Numai că reinvestirea asta de încredere în Moldova, după fiecare tur de alegeri, ea e tot mai scăzută, se tot mai aplatizează. Am putea spune că 2020-2021 am avut o oarecare excepție din punctul ăsta de vedere, când am avut un nou boost, o nouă investiție masivă de peste 50-60% a electoratului legat de ce va urma. După care iar am început să depășim 60 și câteodată chiar și 70% direcție proastă. Și lucrurile astea e, cum necum, procentul ăsta, să știți că de obicei corespunde destul de bine cu ratingul electoral. E aproape, e un indicator bun de comparat pentru ratingul electoral pentru cei aflați la putere. Diferențele sunt destul de mici. E un indicator spectaculos, general, care sigur spune foarte multe și mai nimic, pentru că nu știm întotdeauna, sau noi știm în alte analize ce au oamenii în spate în momentul când zic că direcția e bună sau proastă. În speță, sondajul ăsta acum, sigur că a fost făcut pe 2 săptămâni de campanie intensă a PAS-ului și a demonstrat că PAS-ul nu e chiar mort, își mai poate atrage o parte din acel contingent mare de dezamăgiți. Și vedeți cu eforturi foarte mari și până la urmă pe banii altora, în mare parte, PAS-ul s-ar putea redresa. Și vorbim de procente înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova fără
fără diasporă. O altă întrebare care urma aici, la fel de importantă, era care este cauza sau cine se face vinovat pentru faptul cum trăiți, că acum trăiți mai rău față de cum ați trăit un an în urmă. Jumate din respondenți dau vina pe conducerea țării. Inflația și prețurile 16%, Maia Sandu 10% și războiul din Ucraina e pe locul 4 cu doar 3%. Ce ține de conducerea țării? 50%. Asta la fel este o obișnuință de a noastră de a da vina pe cei de sus decât pe nu știu propriile capacități de a realiza ceva în viață. Mai degrabă n-ar fi vorba de prețurile și inflația, n-ar trebui ele să fie pe primul loc. Nu, răspunzând așa că dăm vina pe conducerea țării, astfel nouă ne este mai simplu sufletește că ei sunt vinovați. Astfel de percepții nu se formează peste noapte. Noi le urmărim în timp. De asta evaluăm fiecare guvernare la 90 de zile, din două în două luni și așa mai departe. În momentul în care vine o veste bună, vine o veste proastă, încă 10 proaste și te lovesc încă 100 de alte lucruri, oamenii încep să caute în mod natural vinovați. Sigur că chestiunea de care ziceți cu asumarea responsabilităților la nivel individual, ăsta nu e un sport care să ne caracterizeze ca popor și asumarea lucrurilor și asumarea insucceselor. Pentru asta trebuie o anumită cultură, trebuie o anumită educație. Oamenii își caută vinovați și acum cât din vina aia e pe bună dreptate, cât e părere subiectivă, contează chiar foarte puțin, pentru că oamenii votează funcție de percepțiile pe care le au, nu funcție de adevăruri. Așa că votul e o expresie a percepțiilor pe care le avem, iar 99% din electorat și din toți nu cunoaștem, de fapt, adevărurile. Nici n-am avea cum, pentru că avem alte ocupații. Avem familie, avem joburi, avem de împături sarmale, de ne ocupăm cu alte lucruri. Și atunci, sigur, percepțiile și curentele de opinie sunt pescuite din mass media, de pe internet, de pe site-urile de socializare și astfel de curente de opinie se rostogolesc. Dacă nu le oprești la timp, iată, ajungi ca 50% să dea vina pe actuala putere. Dacă ai avea o agendă guvernamentală în care tu îi spui, stați un pic, dar nu e chiar așa, uitați ce am făcut pe domeniul agriculturii, uitați ce facem pe infrastructură, uitați ce succese avem aici, uitați câți investitori, uitați cât crește PIB-ul Republicii Moldova, e când toate lucrurile astea sunt invers și nu ai cu ce să pui în balanța acelor percepții, sigur că bulgărele ăsta de negativism se rostogolește și crește. Dar cum de n-a prins scuza războiul din Ucraina? Ori, nu, din 25, a doua zi după începerea războiului februarie? Ea a prins o perioadă. Prins o perioadă. Chestiunea asta a fost folosită mai bine de un an de zile de actuala putere. Iar acum părerea mea e că vom trece spre altă paradigmă și spre altă etapă pe care o încearcă PAS-ul. O etapă în care noi vedem că ei fac toate eforturile posibile, toate sacrificiile și sigur suntem și ajutați din extern pe partea asta să ne ocupăm de orice altceva, mai puțin de problemele interne. Atât de trâmbițata schimbare de guvern. Da? Am văzut că nu a produs nici emoția, nici efectele respective. Nu vedem niciun ministru mai activ decât fostul cabinet. Legat de actuala guvernare, oamenii, am văzut și în sondaj, că sunt cât de cât o parte dintre ei, undeva spre o treime, sunt cât de cât mulțumiți că au trecut cum necum de această iarnă cu cheltuieli mai scumpe, mai cu împrumuturi, mai cu eforturi, mai cu restrângeri din alte domenii. Dar
datele astea și creșterea asta de moment pe vizibilitatea și pe campania PAS și a doamnei președinte, ele nu au, din păcate, un corespondent în cifrele din sondaj ce țin de partea de guvernare. Guvernul, și cu regret o spun, guvernul pare din altă țară față de doamna președintă. Doamna președintă are o agendă, are succese, are borne pe care le fixează, are un traseu, lucrurile merg într-o oarecare direcție, există suport, există evenimente, există puncte care se adună, totul e centrat pe persoana dumneaei și pe prestația dumneaei. Iar dacă căutăm corespondentul situației și a ratingului PAS și a doamnei Maia Sandu, care crește vreo 6-7% față de situația din februarie, nu găsim corespondentul ăla la guvern. În 2 ani, în aproape 3 ani, nu vedem nicio personalitate PAS în top 5. Partidul ăsta există sau nu există? Ce produce el? Unde îi sunt resursele umane? Cum partid aflat la guvernare, ai poziția de cea mai mare vizibilitate, premierul? De ce nu avem un premier? De ce doamna Gavrilița pe locul 10, 12? Așa se explică faptul că, în pofida criticilor publice foarte dure, care vin din toate părțile, și nu vorbesc de Igor Dodon sau alți oponenți de moarte ai PAS-ului, nu știu, Ilan Șor, că atunci când Maia Sandu merge la evenimente publice ale PAS-ului și difuzează aceste imagini în spațiu public, adică nu s-ascunde, asta este explicația, că băi, nu crești PAS-ul ăsta, deci eu trebuie să în continuare să mă asociez cu acest partid de guvernământ. Uitați un exercițiu interesant ca răspuns la întrebare, legat și de cifrele din sondaj. La orice întrebare, rezultatul pe percepțiile pozitive trebuie comparat cu ratingul PAS. Da? Hai să luăm un 30% plus indeciși. Da? Dacă pe orice întrebare am mai puțin de 30% percepții pozitive, înseamnă că nici măcar votanții PAS nu acordă suportul respectiv. Cifrele din orice sondaj, o putere politică le citesc în felul următor. Sigur că e important ce cred și proprii votanți, dar e foarte important pe ce alte segmente tu reușești să aduni puncte. Deci nu pe votanții tăi, ci pe aia indeciși, pe aia dezamăgiți, pe aia care votează cu alți actori politici. În momentul în care încrederea pentru guvern e undeva între 15 și 30% pe diverse acțiuni, da? Speranța că guvernul va putea micșora prețurile, că va reuși să îmbunătățească nivelul de trai, libertate, democrație. În momentul în care tu ai această cifră de încredere mult mai scăzută decât ratingul propriului partid, ai o problemă și ai una foarte mare. Te contestă și arată cât de șubred e, de fapt, electoratul PAS, care o bună parte s-ar putea desprinde dacă ar avea alternativă. Așa că, da, pe de o parte, da, vezi ratinguri și așa mai departe, dar trebuie să ai creșterile astea să-ți fie confirmate și de percepțiile legate de partea de guvernare. Iar aici negativismul, inclusiv legat de justiție, inclusiv legat de libertate, de mass media, de toată cenzura și percepția asta de lipsă de lipsă de democrație, astea sunt lucruri care, chiar dacă nu se vorbește public, ele îngrijorează și aici și în afara țării. Și se știu astfel de lucruri. Dacă tot a ajuns doamna Maia Sandu să fie pe locul 3 la capitolul cine se face vinovat că trăim mai rău, la următoarea întrebare, că dacă doamna președinte ar fi trebuit să se implice în vreun fel în criza energetică, 88% au spus că da. E un alt semnal de sancțiune până la urmă, pentru că în permanență, doamna președinte, există două aspecte aici. Puneți-vă, și oricare dintre noi până la urmă s-ar putea pune și în papucii doamnei președinte. Pe de o parte,
ea trebuie să tragă lucrurile în partea pozitivă și trebuie să găsească teme și ariile unde poate înregistra succese. Probabilitatea să aibă succese pe chestiuni de politică internă e foarte scăzută, având în vedere prestația guvernului Gavrilița și ce se întâmplă cu guvernul Recean acum. Așa că, vrând nevrând, dumneavoastră, cred că e forțată și să fugă de temele de pe intern și să-și investească cât mai eficient energiile, astfel încât să adune și puncte pentru Republica Moldova, să acționeze în arii în care e eficientă, în speță dimensiunea externă. E singura dimensiune pe care și acest guvern e pe plus, dar asta tot e strict legat de toamna președinte. În mod constant au fost foarte multe sondaje care au solicitat intervenția președintelui legat de problemele interne, negocierea contractului de gaz și așa mai departe. Sunt probleme pe care oamenii le au și ne place, nouă, nu ne place, sunt atribuții, nu sunt în dreptul președintelui. Oamenii întotdeauna vor avea cerințe și eu nu cred în dreptul președintelui. Eu nu cred în povestea asta cu președintele că nu are ce face, că nu are prerogative. No, nu sunt de acord. Și cu niște... Dvorul n-a demonstrat. Da, și cu niște consultanți buni și cu niște sfaturi bune. Eu nu văd ce o poate opri pe doamna președinte să intre într-o adunare de consiliu local, într-o localitate, să vadă ce se întâmplă acolo sau să se implice pe o criză sau pe orice. A anunțat programul Satul Express, de exemplu. Satul European Express. Mie mi-ar place foarte mult ca lucrurile pe care le afirmă, mai ales cu programul ăsta, vorbiți cu primarii. Eu sunt în legătură cu mulți dintre ei, pentru că lucrăm în diverse proiecte și părerile lor sunt total diferite. Foarte multă hârțogăraie, birocrație pentru câteva sute de mii de lei. Sute de mii de lei pentru o administrație publică. Ăștia nu-s bani, astea nu-s... Sunt primării care se descurcă cu alte fonduri din altă parte mult mai serios și mult mai eficient decât cu chestiuni de astea care sunt făcute doar așa cu efect de PR de 48 de ore. Nu merg. Astea nu sunt abordări serioase și nu generează efecte. Drept dovadă, nu avem un premier. PAS-ul nu a reușit să-și pună premierul. E prima guvernare care nu are premier în top 3, în top 5. Și sunt ceva ani deja. E singura. La o întrebare, care dintre următoarele afirmații credeți că descrie cea mai bine opinia dumneavoastră? Vreau să protestez, pentru că guvernul să ia măsurile necesare. Aș ieși să protestez, dar nu este o alternativă la cei care conduc acum. Protestele nu rezolvă nimic niciodată, 67%. De unde e dezamăgirea asta moldovenilor în proteste? Ori noi la știri vedem seara de seara proteste în România, în Paris, în Parisul Parisului. Și acolo iau foc mașini zi de zi, Macron nu mai știe cum se iasă din situație. Bucureștiu, iată, criza profesorilor sau... Cum îi spune? Da. Ce fac acum profesorii în România? La noi, eu nu știu. De unde e frica asta? Dacă protestezi de afară, gata. Ce sunt? Păi, dar lucrul ăsta chiar se întâmplă. Așa chiar funcționează lucrurile. Așa se aduc oameni la demonstrații. Iar asta an de an, nu doar pe parcursul acestei guvernări. Există o cultură necesară pentru a face proteste reale și așa mai departe. Iar lucrurile astea, până la urmă, sunt o formă și sunt o măsură a democrației, a nivelului de democrație care ajunge în societate. Lucrurile legate de proteste aici, Moldova derapează de 2 ani și ceva într-o direcție foarte periculoasă. Eu am mai spus-o cu toată nepopularitatea de care beneficiez. Eu, ca sociolog, eu spun foarte clar, mare atenție la chestiunea asta. Electoratul PAS este cel mai intolerant și cel mai agresiv electorat pe care l-a avut Republica Moldova. Și o spun foarte apăsat și în totală cunoștință de cauză. Nu este în regulă. Nu este în regulă, indiferent de ce opinie politică au alții, indiferent că îi organizează șor sau altcineva.
alți oameni locuiesc aici. Nu e normal ca jurnalist să-ți dorești moartea unei părți a electoratului. Astea sunt derapaje care nu au nicio legătură cu valorile pe care ei le promovează. Și ne place nouă, nu ne place. Din Republica Moldova face parte Găgăuzia, fac parte votanții de la nord, votanții de la sud și votanții din toate centrele raionale din jurul Chișinăului. Ne place, nu ne place. Avem o parte importantă de suport pentru Putin. Trebuie să înțelegem lucrul ăsta. Trebuie să înțelegem ce fel de oameni vrem să conducem. Suportul pentru Rusia și Putin și în România e 15-20% în funcție de cum pui întrebările. E clar că în Moldova procentul e mai ridicat. Nu are absolut niciun sens să chem jurnaliști europeni în Moldova și să le spui că aici nu există așa ceva, că toată lumea suntem cu suflet, țară mare, inimă mică sau invers sau cum acolo. Nu merge lucrurile astea. Noi trebuie să spunem în primul rând adevărul și să înțelegem și orice guvernare nu băgând problemele sub preș. Noi avem o anumită compoziție etnică, avem anumite, cum să zic, lucruri care nu se vor schimba cu una, cu două. După anexarea Crimeei, studiile sociologice la fel ne putem întoarce, doar cu câțiva ani în urmă. Suportul și acordul pentru ca Rusia a anexat Crimeea depășea 60%. Dar nu adică, spune zi de zi că de vină este propaganda. Încă o dată, da, există și o anumită vină în partea aceea, dar să folosești asta ca justificare și ca să îndrepți atenția publică în altă parte decât la problemele reale, lucrul ăsta până la urmă se află. Da, ok, există o emoție acum, vine lumea, înțeleg că cei 50, 40, 50 de oficiali care vin să cunoască Moldova, asta ne informează ei. Păi, hai, dacă vreți să o cunoașteți la modul real, nu doar pe drumul ăla reparat până la Bulboaca. Republica Moldova nu e doar drumul până la Bulboaca. Încă o dată, mie mi se pare disproporționat efortul și cât de mult încearcă actuala putere să evite și să discute și să ofere soluții pe agenda internă. Dacă PAS avea 2-3 personalități din Parlament, alte 2-3 din guvern crescute pe parcursul a 2-3 ani și să urce în top, vă garantez PAS acum era la 50-60%, cu tot cu suportul extern. Dar, sigur, aici e o chestiune... Adică faptul că ei mizează strict doar pe Maia Sandu e o greșeală care ar putea să-i coste fatal? Nu să-i coste fatal. Nu trebuie să te coste fatal. În momentul în care nu mai câștigi alegerile, în momentul în care nu faci majoritate și de-a lungul timpului ți-ai sufocat toți posibilii parteneri, ai o problemă. Și acum avem o situație pe care eu sper că cei care o consultă pe doamna Sandu și pe guvern, eu sper că o înțeleg bine, pentru că ne apropiem de alegerile prezidențiale și situația e destul de diferită față de 2020. Iată, despre prezidențiale aș vrea să vorbim, dar trebuie să luăm câteva clipe de publicitate, vă rog. Publicitate, doamnelor și domnilor. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Noi, domnule Petruțe, vorbeam înainte de publicitate. Cacuș, începem să discutăm despre prezidențele de la anul. Da, eu în studiul de azi n-am văzut întrebări despre alegerile care sunt mai aproape de cele prezidențiale, mă refer la cele locale. Sau eu am ratat? Lucrurile legate, fiind vorba de un sondaj național, sigur că atacăm, să zic așa, problemele și agenda temelor cu impact la nivel național, dar am derulat și derulăm mai multe studii la nivel local, sigur, funcție de ecuații în fiecare localitate, în fiecare oraș, ecuațiile sunt diferite și foarte interesante din punct de vedere sociologic. Pentru Chișinău, pentru că întotdeauna toți s-au concentrat la Chișinău, este și de ce capitala, cel mai mare oraș din Moldova, toți sunt concentrați aici.
Când urmează să anunțați un sondaj, ca să știm și noi? După ce pas să anunți candidatul, ca să înțelegeți pe cine îți plasați acolo? Candidații plus minus și anumite scenarii se fac și fără astfel de decizii, dar deciziile de publicare nu ne aparțin nouă, ci beneficiarilor. Deocamdată niciun alt sondaj legat de Chișinău nu are caracter public nici la noi, nici la alții. Așa că opinia publică mai trebuie să... Dar ceva aveți studii, da? Aștepte întotdeauna și nu doar pe Chișinău. Abia aștept publicitatea să vă întreb și despre Chișinău. Așa, prezidențiale. Dacă mâine avem prezidențiale, întrebați dumneavoastră doamna Maia Sandu 28,5, Igor Dodon 24, Ion Ceban 8, Ion Chicu 7 și deja am scoruri mici. Iată, eu despre Igor Dodon vreau să vă întreb, pentru că celălalt cifre nu mai mine. Mâine e ziua de naștere a doamnei Maia Sandu și mâine totodată se face un an de când Igor Dodon a fost arestat. Cauze, dosare, acuzații foarte grave, trădare de patrie, mai este ceva cu un certificat medical și mai sunt niște învinuiri, procese de judecată zi de zi are, video ăla cu imagini cu Vladimir Plahotniuc difuzate până în ziua de azi. Cum reușește Igor Dodon să rămână în top 3, pe locul 2? Păi, în primul rând, și cu ajutorul PAS-ului. Vedeți că succesul politic în Moldova, indiferent că vorbim de Igor Dodon sau de alții, a depins în mare parte de competitori. Vlad Plahotniuc a creat alți politicieni, Voronin a creat alții, Filat și așa mai departe. Succesul politic, în primul rând, s-a clădit pe greșelile altora. Acum revenim la Igor Dodon. Sunt mai multe fenomene aici care trebuie luate în calcul. În primul rând, scăderea pentru Partidul Șor și Partidul nostru. Există o anumită circulație a votanților care se vede pe segmentul de stânga și centru stânga, care, conform principiului vaselor comunicante, nu vor sări să voteze Unirea și partide de dreapta, vor sta cu opțiunile tot acolo. Există și, sigur, acel anunț de revenire, să zic, la Dodon, la conducerea PSRM și, sigur, probabil un nivel de așteptări chiar și în rețeaua lor la nivel național, destul de încercată, din câte vedem, cu tot felul de plecări. Dar cel mai important pe intenția de vot acolo e exercițiul din 2020. Uitați-vă că și Igor Dodon și Maia Sandu atunci au obținut procente a fost prima campanie care nu a dus la creșterea lor. Și au obținut procente strict, plus minus în marjele bazinelor PSRM, PCRM și în marja bazinului PAS. Pe turul întâi, pe teritoriul Republicii Moldova, am avut Igor Dodon 36, Maia Sandu 32. Cu voturile din diasporă, procentele au început să joace. Asta e o observație importantă, inclusiv legat de simularea pe care noi o facem pe turul 2, pentru că sondajele se fac pe teritoriul Republicii Moldova. Da. Ele nu includ diaspora care a răsturnat și la alegeri parlamentare și la alegeri prezidențiale rezultatele din înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Și iată, în acest prezența, da, prezența în sondaj al lui Ceban, de exemplu, fără Ceban, vă garantez că ratingul lui Dodon e altul. Fără Chicu prezent acolo, ratingul domnului Dodon o să fie altul. Lucruri pe care analiștii sigur că le fac. Și aici e o observație importantă pentru a înțelege care sunt diferențele față de momentul 2020, când Maia Sandu, totuși, în turul 2, a reușit să strângă voturi de pe 7 segmente și de pe votanții partidului nostru, chiar și vorbitori de limbă rusă. Uitați-vă pe ce rezultate a obținut Maia Sandu în turul 2 la nord și la sud, în anumite raioane, producând anumite surprize. Uitați-vă că Maia Sandu a fost votată de votanții lui Șor, la Orhei, și mai departe. Avea câteva segmente deschise. Suntem în cu totul altă situație acum, când aceste segmente potențiale, care contează pentru un candidat în turul 2, sunt sugrumate aproape.
Nu numai că sunt sugrumate PAS-ul și doamna președinte, vor trebui anul viitor să, și până anul viitor vor trebui să managerieze cumva această situație a votului împotrivă, care se, a votului chiar de ură, care se îndreaptă împotriva PAS-ului și a doamnei președinte. Ei au reușit performanța, cu ghilimelele de rigoare, ca PAS-ul și Maia Sandu să fie pe locul întâi în acest top la, la foarte multe procente. Și aici e un alt risc pe care ca sociolog îl subliniez foarte clar. Trebuie să înțelegem că la următoarele alegeri, principala motivație de vot va fi votul împotrivă. Va fi votul contra, vot de ură și așa mai departe. În 2024. Spre asta ne îndreptăm ca societate. Într-acolo ne duce tot politicul, și opoziția, și actuala putere. Fenomenul ăsta noi l-am văzut în formare în ultimii 5 ani, 6 chiar, 7. El a fost încurajat de diversi actori politici. L-am văzut foarte manifest la alegerile locale în Chișinău, unde votul de ură și votul contra a atins 40%. Iar acum vorbim despre un fenomen care nu mai poate fi ținut doar pe Chișinău. Domn Petru, stați un pic. Deci, dumneavoastră aici puneți întrebarea. Dacă în turul 2 la prezidențiale ajung Maia Sandu și Igor Dodon, Dodon pe primul loc 45%. Pe teritoriul Republicii Moldova. Da, doamna Maia Sandu 38%. Salvarea, deci, vine totuși de la diaspora pentru doamna Maia Sandu, nu? Măsurări sociologice în diaspora nu sunt. Nu există posibilitate tehnică și ar fi și foarte costisitor să faci astfel de estimări din punct de vedere sociologic. Sigur, se pot face anumite calcule, bazându-te pe comportamentul de vot, dar anterior, dar să nu uităm că diaspora în câțiva ani a crescut de la 1% prezență la 17% pondere din total votanți. Se poate reproduce cu așa dezamăgire pe guvernare încă o mobilizare a diasporei? E o întrebare. Sunt mulțumiți cei din diasporă că trebuie să trimită mai mulți bani aici ca să plătim gaz și electricitate și restul? Dar putem indivinu. Bun, fi și Putin de vină, cert e că suntem una dintre cele mai scumpe țări din regiune, și ca întreținere, și ca mâncare, și ca inflație, și ca tot. Iar astea ar fi trebuit să aibă nu numai explicații, dar și ceva, și ceva soluții. E absolut revoltător. Apropo, despre mediul de business nu se aude nimic, nici studii sociologice nu ies. Dar vă spun că lucrurile stau foarte complicat, foarte complicate semnale transmite și mediul de business legat de ce se întâmplă zi cu zi în mediul economic. Domn Petruțe, haideți să facem să ne imaginăm două scenarii, vă rog mult. Deci, după 2024 vine anul 2025, alegerile parlamentare ordinare. Scenariul numărul 1. Doamna Maia Sandu la anul câștigă. Ce se întâmplă cu PAS-ul, deci în 2025? Scenariul numărul 2. Doamna Maia Sandu pierde la anul. Ce se întâmplă cu PAS-ul în 2025? Eu așa și văd lucrurile, miza reală a ceea ce se întâmplă acum din punct de vedere politic, miza politică de fapt, sunt alegerile prezidențiale. Pentru că ele vor da un semnal foarte, foarte relevant și foarte puternic. PAS-ul își poate permite, adică nu că își poate permite, nici nu au cum obține mari succese la aceste alegeri locale care urmează, pentru că în principiu vor fi ținta numărul 1 și primarii și candidații lor vor avea să care în spate și să deconteze și actul guvernării, din păcate pentru ei. Dacă aici PAS-ul își poate permite anumite scoruri și anumite prestații legate de cursa prezidențială, ei au obligativitatea să o câștige. Sigur că și acolo calculele se fac și se vor face și anul viitor
Depinde foarte mult și ce contracandidați va avea doamna Maia Sandu. Eu cred că dacă dumneavoastră va avea un contracandidat facil sau pe placul ei și a echipei ei, ecuația se va rezolva anul viitor în favoarea dumneavoastră. Dar nu se știe. Oameni din politică generată, usată și nu doar, tot în emisii directe zic dorința strașnică și din inimă a Maiei Sandu și a PAS-ului este ca, deci, contracandidatul ei să fie Igor Dodon. Pentru că acesta este singurul pe care îl bate. În rest, oricine vine într-o doi cu ea, pierde. E discutabil cu oricine vine. Aici totul ține de, încă o dată, nu contează atât de mult ratingul și lucrurile obținute în primul tur. Chiar din punct de vedere psihologic, e mai bine să ieși pe locul 2 în primul tur și să ai acel avantaj psihologic că vii din spate și ai de lucru. Uitați. Și o să vedem și în Turcia cât va funcționa lucrul ăsta cu un candidat care vine cumva cu șansa a doua și reușește să creeze emoția respectivă. Doamna Maia Sandu a ajuns președinte datorită diasporei și datorită emoției produse de diasporă prin acea prezență excepțională. Încă o dată, lucrurile pe turul întâi pe teritoriul Republicii Moldova au arătat altfel, chiar dacă nu ne place și vrem să ocolim realitățile. Da, lucrurile depind și de diasporă, dar încă o dată depinde foarte mult de opțiunile și de ce reușești să faci cu segmentele celelalte de votanți. Cum vor vota cei care în primul tur își vor da un posibil vot pentru domnul Ceban? Putem face oricare dintre noi exercițiul ăsta. Majoritatea din cei care votează cu Ion Ceban la prezidențiale, credeți că vor vota cu Igor Dodon sau cu Maia Sandu? Majoritatea din cei care votează cu domnul Ion Chicu vor vota cu Igor Dodon sau cu... Iar lucrul ăsta, pe baza studiilor sociologice, se poate ști cu mult mai multă precizie. În 2020, în luna mai, după mijlocul mai, Igor Dodon pierduse deja alegerile, conform studiilor sociologice. Deci, cu 6 luni înainte, se cam știa care va fi soarta alegerilor prezidențiale. La fel, plus minus, va fi și acum, pentru că decât, nu știu, să fie curse cu procente foarte, foarte apropiate sau cu mai mulți candidați care să aibă șanse la turul 2. Depinde cum își vor face toți, fiecare tabere, cum își vor face calculele. Deocamdată nu uitați că în lista respectivă, partid ușor, așa cum e el, noi nu avem un candidat care să întrunească condițiile. Rog, noi o punem acolo în listă pe Marina Tauber, dar ea nu are nici vârsta, nici Ilan Șor, așa că ei nu pot fi candidați. Dar cum a ajuns partidul ăsta pe locul 3? 25 de ori din 24 spune că acest partid este o organizație criminală. Se discută la Curtea Constituțională. Ilan Șor a rămas fără mandat de deputat. Veronica Dragalin, conform tradiției sale, odată la 2 săptămâni arată imagini video cum a arestat bandii la Ilan Șor. Și el e locul 3. Toată presa numește pe oamenii care protestează ușor, sau presa lor numește alcoolici, murdari și bețivi. Răspunsul trebuie căutat încă din momentul în care Ilan Șor aterizează cu 4 săptămâni înainte de alegeri și câștigă alegerile în Orhei cu un contracandidat de la PLDM plin de corupție și de tot felul de alte probleme. Și câștigă alegerile în 3 săptămâni de campanie. Ce a urmat pentru cei din Orhei știm foarte bine, știți sau puteți intui ce rating are Ilan Șor și acum, nu numai în Orhei, dar și în raionul Orhei și chiar și pe la nord. Și eu cred că e un fenomen asupra căruia trebuie luate de mai mult timp decizii. Sigur, de cei care au astfel de atribuții, dar eu cred că nu va mira pe mulți rezultatul de la alegerile, eventualele alegeri locale.
Așa cum n-a mirat pe mulți rezultatul din Găgăuzie. Doar pe cei de la CNA? Nu i-am mirat nici pe, nici pe ei, dar rămân niște întrebări. De ce instituțiile statului nu acționează la, la timp? De ce s-a întâmplat același lucru și la Bălți? Ai toate probele și nu reacționezi în timpul campaniei și numai după ce afli rezultatele. Nu, nu. Al doilea episod de acest fel. Aveți acolo dumneavoastră în acest sondaj o întrebare care sună cam așa: cum evaluați activitatea următoarelor politicieni? Și este o listă de la cel care a luat cel mai bun scor la cel mai mic. Dați-mi voi. Deci, Igor Dodon, Ion Ceban, Maia Sandu, Vladimir Voronin, Ilan Șor, Ion Chicu, Irina Vlah, Igor Grosu, Marina Tauber, Renata Usatăi, Vasile Costiuc, Igor Munteanu, Dinu Plângău, Vlad Filat, Ion Sula, Dragoș Galbor. Prima mea întrebare, unde totuși, dumneavoastră deja o leacă, ați vorbit, dar totuși, unde e Dorin Recean? Dorin Recean, pe Dorin Recean îl găsiți deocamdată la altă întrebare. Din punct de vedere sociologic, vedeți că lucrul ăsta s-a întâmplat și cu doamna Gavrilița. În primele luni ale mandatului nu îi măsurăm în mod direct, măsurăm activitatea guvernului și găsiți acolo 25% pe plus pentru guvernul Dorin Recean. El în următorul sondaj, după ce trec aceste 90-100 de zile, o să apară și ca personalitate. Același, și vă spun de ce există această opțiune din punct de vedere sociologic. În primul rând, pentru că la început să publicăm o astfel de imagine a unui premier care pornește cu un nivel scăzut de notorietate la început. Și nu este niciun sens să arăți un premier cu 10, 15, 30% notorietate. Trebuie să permiți o anumită perioadă de timp ca premierul să devină mai întâi o figură notorie, și ați văzut că și pe activitatea guvernului peste 30% deocamdată nu știu să dea o evaluare. Încă nu dau o notă guvernului pentru că mai aveau nevoie de timp. Dar așa cum doamna Gavrilița a apărut după 90-100 de zile în sondaje, la fel o să apară și Dorin Recean. Ok. Dar locul 8 pentru Igor Grosu, președintele Parlamentului și președintele al PAS-ului, partidului care are totul? Bun. Am mai văzut niște sondaje, cum le mai numiți dumneavoastră, în mass media, desenate cu Igor Grosu pe locul 3. Da? Istoric vorbind, președinții de Parlament n-au fost foarte populari și... Marian Lupu a fost. Da, bun, pot fi și anumite excepții, dar în general soarta lor nu e bună pentru că ei reprezintă o instituție asupra căreia există foarte multe plângeri și în topul încrederii în instituții, în partea cea mai de jos, întotdeauna găsim partidele politice și imediat după aia Parlamentul. Așa că domnul Igor Grosu întotdeauna s-a zbătut acolo de la mijlocul clasamentului în jos și există o chestiune pe care noi analiștii o facem. Dacă luăm 10-15% de la oricine care are o funcție de rang înalt, o să observați ratingul real al politicianului respectiv. Că din momentul în care premierul pleacă, 15% se duc a doua zi jos. Pentru că 10-15% le dă funcția și vizibilitatea și așteptările pe care oamenii le au fiind într-o astfel de poziție. Tot clasamentul pe care l-ați citit, cu notele acordate diversilor politicieni, arată lucruri care trebuie să îngrijoreze în egală măsură și opoziția. Și opoziție? De ce și opoziție? De ce? Pentru că dacă ai o putere politică care dezamăgește și tu nu reușești să-ți propulsezi și nu reușești să crești, înseamnă că și tu ai o problemă. Și am văzut acea baterie de imagine legate de guvernare, legate de partidele de opoziție, că există foarte multă neîncredere și foarte multe întrebări și în privința lor. Și apoi, întrebările pe care trebuie în continuare să și le pună actuala putere, toată lumea, absolut toată lumea, din toate proiectele internaționale cu care avem contact,
tot ce înseamnă donatori, tot ce înseamnă proiecte de asistență ale guvernului cu care intrăm în oferite guvernului și cu care intrăm în contact, toată lumea, cei din extern, toată lumea se întreabă unde sunt oamenii, cu cine să discutăm, de ce acolo nu există specialistul cu tare, de ce nu se mișcă lucrurile, de ce toată lumea are plângeri. Nu merge cu răspunsul nu avem oameni. Nu merge. Nu e anul trecut, parcă încă mai erau anunțuri pe Facebook la persoane cu rang înalt care încă solicitau angajări la guvern, la nu știu unde și nu știu unde. Și mai apar și la televizor și spui că oamenii te refuză. Ai o problemă și de comunicare și de a concepe toată treaba asta dacă după 2-3 ani de zile tu te plângi de resursă umană. Adu-ți specialiștii, nu-i mai vântura și nu mai, cum să zic, sunt oameni pe fiecare domeniu care trebuie să fie plătiți. Da, expertiza costă, dar trebuie oameni care să facă treabă. Următoarea mea întrebare este un pic mai amplă, dar care sper eu să ne puteți explica totul ca să înțelegem. Deci, din punct de vedere social-economic, oamenii sunt nervoși, supărați și au și de ce. Dar aveți dumneavoastră aici o întrebare așa, care sună cum evaluați activitatea și urmează lista partidelor, primul, care e cel mai bun, locul 2, locul 3, locul 4. Deci, PASUL, Blocul Comuniștilor Socialiștilor, Partidul Șor, Partidul Nostru, Platforma DA, Partidul Democrație Acasă, Partidul Dezvoltării și Consolidării, Mișcarea Alternativă Națională, Partidul Liberal Democrat. 2. În varianta în care duminica viitoare am avea anticipate, ce partid votați? Iarăși, PASUL, Blocul Comuniștilor, Partidul Șor, Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei, dar la prag, Partidul Nostru, MANU, Platforma DA. Deci, în pofida tuturor greutăților, PASUL se clasează pe locul întâi. Da. Hai să ne uităm un pic ce a mai rămas din presa și jurnalismul din Republica Moldova în ăștia 2 ani. Și dacă facem niște analize de conținut, așa cum îs ei cu guvernarea asta și așa mai departe, o să vedem că în proporție de peste 90% în mass media independentă sau nu, e narativul PASului. E narativul doamnei președinte. Pentru că alt narativ nu prea există. Spuneți-mi care, și asta e o întrebare nu pentru dumneavoastră, asta e o întrebare pentru partidele de opoziție. Care din partidele de opoziție are o ofertă politică în momentul ăsta? Eu nu știu niciunul. Care din... Nu vă referiți la comuniști, socialiști și șoriști? La toți. La toți care vor să ajungă la putere. Aduceți-vă aminte de perioada 2017-2018 în care PASU și doamna Sandu și Andrei Năstase și așa mai departe, timp de 2 ani de zile, ok, nu discutăm cum și câtă consistență și câtă pricepere, dar timp de 2 ani de zile au trâmbițat în fel și chip o ofertă politică. În momentul ăsta, partidele de opoziție sunt foarte departe. Mare parte dintre ele au probleme de notorietate. Partid cu 20-30% notorietate, asta nu e o treabă serioasă. Oamenii n-au cum să își formeze o opțiune, n-ai cum să cumperi un iaurt în magazin de care tu nu ai auzit. A, că se poate întâmpla să-l iei din greșeală? Da, se mai întâmplă. Adică, și sunt niște etape tehnice care fiecare partid, fiecare politician care e din opoziție trebuie să le parcurgă. Toate partidele astea de alternativă, să zicem așa, toate sunt foarte în urmă cu probleme de structuri, de probleme cu liderii, cu procese, cu condamnări, cu ridicări de mandate și așa mai departe. Și în condițiile astea, dublate sigur și de o campanie, să nu uităm că sondajul ăsta a fost făcut pe 2 săptămâni intense de campanie, cu billboard-uri, cu anunțuri la radio, cu tot ce vrei și nu vrei. Sigur că, practic, oscilarea asta și schimbul între PAS și BCS, noi avem un sondaj în care trece BCS un pic în față, un sondaj în care PAS-ul își revine. Dar
Sigur, PAS-ul nu e interesat ca opoziția să aibă cine știe ce consistență, dar dacă opoziția nu va duce cetățenii și politicul spre agenda internă, cu siguranță PAS-ul nu are interese să-și îndrepte atenția acolo, pentru că acolo vor pierde puncte. Mai bine să stea pe o zonă care, chiar dacă proiectează un viitor nu știu de care și cu prea puține certitudini în perioada imediat următoare, arată măcar o evoluție. Societate civilă cât mai avem, puteți fiecare dintre dumneavoastră decide. Deci cu mass media, cu societate civilă, sondajele o să fie imediat reglementate de CEC. Păi ce mai rămâne? Alegeri la Bălți, Găgăuzia, nu știu ce se mai rezolvă? Cam asta e ecuația în care trăim și spre care ne îndreptăm spre alegerile locale, mai întâi sper, și cele prezidențiale anul viitor. Dar consecutivitatea asta de alegeri deocamdată o favorizează mult pe PAS și, în general, consecutivitatea asta e un avantaj pentru cei aflați la putere. Locale, prezidențiale și apoi parlamentare. În cadrul acestei emisiuni, astăzi, de 3 ori v-ați exprimat temerea că am putea să n-avem locale în toamna asta. Pe ce vă bazați dumneavoastră? Pe calcule. Pe calcule și pe faptul că, bun, mai întâi de toate, eu nu știu dacă vom avea sau nu vom avea. Eu cred că există o anumită probabilitate și pentru o variantă și pentru alta. De 20 de ani lucrăm cu politicul din Republica Moldova și am avut experiențe și cu cei de dreapta și cu centru și cu stânga. Eu cred că deciziile o să fie bazate pe calcule care nu sunt deloc simplu de făcut dacă alegeri prezidențiale ajută sau nu ajută să fie în paralel cu alegerile locale sau mai bine separate sau... Așteptăm. Depinde foarte mult și de... și de ce se va reuși pe agenda internă. Nu se va putea, încă o dată, creșterile astea, dacă nu au corespondent și pe partea de prestație internă, efectul lor dispare și v-am dat exemplu și cu acea investiție emoțională pe timpul premierului Filat. Și ultima întrebare. Aveți o întrebare despre tradiționalul. Dacă mâine avem referendum, vreți UE sau vreți în Est? 50 în UE, 36 în Est. Gata, istoria asta s-a încheiat? Lumea e clar că vrea spre UE și mai mult ar trebui să nu punem întrebări? Nu. Dacă o să urmăriți și alte sondaje, chiar și cel din februarie și cel de pe finalul anului trecut, am mai avut și alte baterii de întrebări în care spuneam, bun, lumea, vedeți, Moldova, încă o dată, știu că nu place lucrul ăsta, dar e gândirea asta duală, prezentă la foarte mulți din cei care trăiesc aici în Republica Moldova. Ei apreciază foarte mult suportul, banii europenilor. Ok, foarte bine să vină. Uitați-vă numai în Găgăuzia cât efort de acest fel s-a făcut. Și nu doar în Găgăuzia. Dar, pe de altă parte, dacă vă uitați, am avut într-unul din sondajele anterioare și mi se pare mult mai relevant de analizat și de luat măsuri pe baza faptului că i-am întrebat, bun, în următorii 5 ani, cu cine vreți, unde vedeți parteneriat economic, politic, militar? Și acolo vedem că Rusia, UE și așa mai departe sunt cam la același nivel. Lucrurile astea nu se vor schimba peste noapte, indiferent de soarta războiului din Ucraina. Astea sunt lucruri legate de valori, legate de foarte multe lucruri serioase într-o societate care nu se schimbă nici prin vot politic, nici altfel. Trebuie generații, trebuie investiții, trebuie reformată odată și odată partea asta de educație, atâta timp cât dacă o să mai vrem să mai avem copii care rămân
rămân aici. Tema migrației e una extrem de importantă, e o altă temă a migrației și a sărăciei pe care actuala guvernare o ascunde. Dar eu vă spun că studiile sociologice vin întotdeauna mai întâi, iar noi acum avem studii foarte serioase legate de sărăcie și pe migrație. Arată că șocul pe care a trebuit să-l suporte populația, ok, șoc continuat și în urma pandemiei, dar șocul economic, mai ales de anul trecut, a afectat, nu vorbim de 2-3%, vorbim de o pătură foarte, foarte mare. Și încă o dată, ne place sau nu, marea majoritate a tuturor am sărăcit într-o anumită măsură. Iar alții chiar foarte, foarte sever. Tare îmi pare rău că încheiem pe această notă, dar n-am de ales. Domnule Petrus, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost la noi la emisiune, vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și ne revedem neapărat aici în studio. Mulțumesc, seară bună! Doamnelor și domnilor, atât a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Puterea a patra, să trăiți frumos și bine și să vă văd mândre!